Domnule inginer Florin Șerbu, suntem la dumneavoastră aici la pepiniera de la Aiud, care aparține de stațiunea de cercetare dezvoltare pentru viticultură și vinificație de la Blaj. Sigur că am venit la dumneavoastră auzind și știind de această pepinieră foarte veche, care are o istorie practic interesantă. Haideți să începem cu acest lucru. Pepiniera de la Aiud produce material săditor de la sfârșitul secolului XIX. 1890 a început producerea de material săditor aici la pepinera de la Aiud. Primul proprietar care a fost Ambrozie Fischer, de pe vremurile respective. Era o pepinieră privată. Privat, o pepinieră privată care altoiau undeva la 300-400 de mii de pomi, pe lângă pomi fructiferi, și erau și arbuști ornamentali și arbuști fructiferi. Zmeuri, coacăzi, trandafiri, plus arbori ornamentali, pe lângă restul pomilor fructiferi, măr, păr, prun, cireș, cais, vis și în piersic, deci în toată gama. În anii 39, pepiniera, din cauza unor datorii care au fost avute la bancă, a fost preluată de stat, care ulterior a aparținut de IASE-ul Aiud. După aceea a fost preluată de stațiunea Pomicolo de la Giugiu, iar din 1986 pepiniera de la Aiud aparține de stațiunea de la Blaj, fiind singura stațiune din județ. Datorită vechimii și seriozității oamenilor de aici, s-au plantat în România, poți să spui, undeva la 15-20% din toate livezele care sunt în România, începând din Moldova și până în sud și până în Banat, majoritatea au luat material săditor de aici. Noi acum tot trăim cu speranța că începe programul de reconversie. Programul de reconversie, vă spun părerea mea sinceră, cred că băieții deștepți cu ghilimelele de rigoare n-au fost pregătiți ca să acceseze fondurile pentru el și s-a amânat până spre toamnă. Noi trebuie să ne gândim pentru a produce, vă dau un exemplu, la un butaj de viță de vie, îl altoiești în primăvară, în toamnă deja l-ai. Eu, ca să pot să scot la vânzare un pom, lucrez 3 ani înainte. Bun, dați-ne câteva soiuri pe speciile respective cu care vă mândriți. Și țin până la urmă de tradiția pepinierei de la Aiud. Păi, ca soiuri care le producem, și încă soiul Jonathan, dau un exemplu, deci numai la soiul la Jonathan, care poți să spui că e regele merelor, deci noi avem încă soiul de Jonathan clasic, care îl avem, avem Goldenul Spur, Goldenul Delicios, iar care este Starkinsonul sau Dublu Delicios sau Bo de Iepure, cum mai spun clienții. Soiuri, acum multă lume mai caută, care și mai fac livezi mici, soiuri care nu necesită așa multe tratamente. Și atunci, no, le recomand un soi Florina, le recomand un soi Prima, un Idaret, care sunt mai rezistente pentru rapă, pentru făinare, și atunci sunt căutate. După aceea avem soiuri de păr produse de Universitatea de la, și stațiunea de la Turda, de la Cluj, avem Napoca, un soi de păr care se coace pe la Sfântă Mărie, îi coaptă. După aceea sunt alte soiuri de păr, untoasă Hardy, avem Aromată de Bistrița, un soi creat de colegii de la Bistrița, untoasă Hardy, avem soi de păr Chiure sau Popești, care bătrânii jurul lumea știa că le recoltau verzi, erau verzi și tari ca iedera și le puneau în fân și în greu și după aceea se coceau și se îngălbeneau și după decembrie încolo erau bune numai pentru... Numai bune de mâncat. Și gutuile la fel. Și gutui la fel. Avem gutui aurii și berețchi și soiuri de cireș, avem ce producem, avem Stella, care e un soi autofertil, există Van, Germersdorf, Hedelfinger, Timpuriu de Bistrița, un soi mai vechi care l-avem în plantație, Timpurii de Păgida, sunt primele cireșe care se fac chiar înainte de sfârșitul lunii mai, care le producem.
În rest, soi, cum am spus, de cais. Avem litoral, avem amaia, avem sulmona, NGA, piersic, avem cardinal, avem springold, vișine, crișana, mocănești. Vă dați seama după denumirile lor că sunt sori. Exact, exact.